Bogdan Mărunțiș, finul lui Florian Coldea, s-a autodenunțat în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel. Reprezentantul CryptoData a mărturisit fără să vrea că a încercat să livreze informații false Ancăi Alexandrescu, după ce a creat o identitate falsă a unui cetățean bulgar. Ai verificat odată link-ul? Eu sunt informatorul cu care vorbeați. Uitați aici cu mine. Deci, vă rog frumos... Anca Alexandrescu. Vă rog frumos să-mi spuneți exact. Știrile pe care le-ați publicat sunt construite din imagine false. Noi, în urma acțiunilor dumneavoastră, am făcut acest... Deci, stimate domn, ce este fabricat? Au fost sau nu? În exclusivitate, în emisiunea Culisele Statului Paralel, Bogdan Mărunțiș nu a știut să explice cum de la un angajat al MEAPN a ajuns să obțină o avere atât de mare și chiar să doneze un apartament de 140.000 de euro. Îi aparținea acea companie? Jetwash. Mama dumneavoastră este Elisabeta Mărunțiș? Doamne, discutăm despre cum manipulați opinia publică. Mama dumneavoastră este Elisabeta Mărunțiș? Deci mama dumneavoastră este Elisabeta Mărunțiș sau nu? Mama dumneavoastră este Elisabeta Mărunțiș sau nu? Răspundeți-mi la întrebare. Da, doamnă, dacă o cheam pe mine, înseamnă că e mama. Perfect. Deci este mama dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost sau mai sunteți pilot la baza Cogălnicianu și ați fost angajat al Ministerului Apărării? Foarte, foarte bune și le verificați și... Deci adevărat, da? Vă rog să-mi spuneți și mie din ce venituri v-ați cumpărat dumneavoastră toate acele apartamente împreună cu soția când erați amândoi angajați la statul român, cu un salariu foarte mic. Asta este treaba ANAF-ului să poată să verifice exact de unde mi-am cumpărat eu acele lucruri. Dumneavoastră, momentan, publicați știri false. Ce se întâmpla în spălătoria de la Buzău? Făceați criptomonede? Păi cum că instituțiile statului au constatat că de fapt făceați criptomonede? De unde ați avut dumneavoastră acea casă de 140.000 de euro pe care ați donat-o? A cui era casa? De unde o aveați? De la un constructor. Așa, și de ce ați donat-o? Aveți vreo relație de rudenie cu domnul respectiv? Îmi place să fac acte de caritate. În același timp, Ovidiu Toma, cel cu care a stat la masă Florian Coldea la festivalul din Dubai, spune că i-a întins o capcană Ancăi Alexandrescu prin livrarea de informații false. Patronul CryptoData spune că dezvăluirile Realitatea Plus despre ajutorul primit de cei doi de la Coldea, cel care a coordonat ofițerii de informație serii, au fost livrate intenționat către moderatoarea care l-a confruntat în aeroportul din Dubai pe Coldea. Am făcut un experiment zile trecute, eu și cu colegii mei, ne-am imaginat câteva astfel de inepții, de documente falsificate, de documente complet stupide, care n-au nicio logică, n-au nicio noimă, n-au nicio logică juridică. Am avut câteva numere de telefon de pe care am fost sursele acestor jurnaliști minunați și pe care i-am infectat cu o grămadă de informații tâmpite, fără bază legală. Ce au făcut dragii jurnaliști? Bineînțeles, ce s-a văzut și în media în ultimele două săptămâni. O dezinformare totală, o varză totală, o vraiște de informații incredibile, prezentate cu putere de adevăr. După atacul fără precedent al locotenenților lui Florian Coldea, având la bază autodenunțul lui Bogdan Mărunțiș din emisiune, Anca Alexandrescu va depune o plângere penală la DIICOT pentru furt de identitate. Moderatoarea Culisele Statului Paralel a publicat în integralitate discuția avută cu identitatea creată de oamenii generalului SRI Florian Coldea.